Guvernul aprobă ședința de miercuri rectificarea de buget după ce a fost supusă dezbatere, așa cum ați văzut, să reduc bani la o serie de ministere, să compensează la altele. Fac parte aici și, dacă vreți, și fondurile care intră pe ultima sută de metri de la Uniunea Europeană și degrevează anumite părți ale bugetului. Deci, cu prioritate, se va închide conturul la spitale, deci o sumă importantă de bani primește Casa de Sănătate, vorbim de Casa de Sănătate Națională, care va echilibra salariile și veniturile în toate spitalele. O altă sumă va fi alocată către însoțitorii persoanelor cu handicap. A treia sumă se duce la corectarea eventualelor diferențe la salariile din școli, pentru că, așa cum s-a început la începutul anului, conturul de salarii au fost mai bâlbuit, ca să nu mă pronunț altfel. 200 și ceva de milioane de lei se transferă către administrațiile publice locale pentru conturul de salarizare și pentru anumite cheltuieli care au fost obligatorii, rămânând ca acolo unde nu ajung banii și nu, probabil că nu vor ajunge, să se apeleze la fondurile de rezervă sau excedentare ale Consiliilor Județene. Noi nu avem problema să nu putem acoperi ceea ce înseamnă salariile la cele 5 comune care ați văzut că s-au înscris astăzi pe lista localităților care nu le ajunge conturul. Au fost mai multe cauze. Primare, văzând că ați intrat în sală, nu v-a spus, dar vă spun eu. O parte din localități au conturile blocate datorită utilizării necorespunzătoare a fondurilor europene pentru pășuni. Și mai sunt, erau în sală mai mulți care au conturile blocate până să termină verificarea. Și noi avem un fondul de rezervă, bani prevăzuți pentru cele trei localități cu care am început. Care sunt acestea? Deci acelea sunt Jugurenii, Apostolache și Sângeru, de care știam. S-au mai adăugat două acum. O să avem o analiză cu domnul Chircu și cu doamna Văduva de la Trezorerie vineri. Și după care o să ne dăm seama cum stăm cu fiecare localitate a județului și unde trebuie să corectăm conturul de salarii, astfel încât într-un județ care totuși este între primele județe ale țării la PIB, nu se poate întâmpla ca să rămână salarii neplătite în administrația publică, în școli, în spitale și în celelalte instituții publice. Ar fi dezonorant. Ce să zică cei pe care îi ducem noi în spate? Ne puteți da câteva exemple de localități unde sunt conturile blocate ca urmare a... Deci știu precis Secăria și Lapoș. N-am citit lista, domnul Dirinici vă poate da. Unde s-au făcut popriri pe conturile primăriilor. Pentru că, de ce știu la Lapoș? Pentru că am avut banii de grădință transferați acolo și vreau să iau cu ea. Stai, domnule, că e Consiliul Județean, nu s-a comunii. E cu un parteneriat. Ei e a 5% și ați văzut că la ultima rectificare a mai dat 50 de milioane la Lapoș pentru aia 5% care trebuie să-i pune ei, dar nu putem rata grădinița. Dar atunci am aflat de ce e blocat contul primăriei. Mulțumim! Uh-huh.